ce aștepți cel mai mult să se întâmple în viața ta? N-aștept răspuns, dar aștept să vă răspundeți. Care este lucru pe care îl doriți cel mai mult și îl așteptați cel mai mult? Am făcut exercițiul acesta cândva între cei tineri. Și foarte interesant că venirea Domnului nu era cel mai așteptat lucru, când au răspuns cu sinceritate. Unii au spus că totuși să vină Domnul, dar după ce ei se căsătoresc. Alții, alte priorități și alte priorități. Ei bine, dragii mei, indiferent cum gândim noi, indiferent care sunt prioritățile pe care le-am aranjat în viața noastră, pe paginile Sfintelor Scripturi, rămâne în picioare o făgăduință. Domnul nostru va veni iarăși. E parte din crezul creștin care zice așa, și iarăși va să vie în mărire, ca să judece vii și morții, și a lui împărăție nu va avea sfârșit. Ei bine, în această seară am fost provocați să luăm în considerare nevoia de așteptare și pentru cei ce-l așteaptă pe Domnul să vină, așteptarea lor va aduce bucurie. Pentru cei ce așteaptă alte lucruri, s-ar putea ca așteptarea să le aducă dezamăgire, adică nădejdea altora să fie spre rău. Suntem oameni credincioși, îl căutăm pe Domnul și părtășia cu el în biserică și în biserică se vorbește adesea despre cea de-a doua venire a Domnului. Eu trebuie să vă spun că cele mai gustate subiecte de predicare sunt cele legate de evenimentele Escatologice, adică de evenimentele de la sfârșitul lumii. Dacă, de exemplu, pentru seara aceasta, noi am fi anunțat, așa cum se anunță, că vine predicatorul Cutare, care este specializat pe un astfel de domeniu, și am fi făcut un afiș și am fi spus așa, evenimentele apocaliptice care ne stau înainte și așa mai departe. Cam ce credeți? Cam cu câți am fi fost mai mulți aici? Numai vreo doi, trei mai mulți? Eu știu din ăștia care pentru astfel de uh, prelegeri s-au dus, s-au închiriat săl de conferință la hoteluri ca să îl asculte pe Cutărescu, cum le zice despre ceea ce urmează să vină și interpretarea evenimentelor politice și toate cele care se întâmplă prin prisma Scripturii. Însă, trebuie să spun așa cu un gust amar, cele mai multe dintre aceste predicții nu s-au împlinit. Dragii mei, predicarea despre vremurile sfârșitului, strânește mult interes, e adevărat. Tocmai de aceea veți găsi o abundență de predici pe internet pe tema aceasta. Eu personal, dragii mei, am avut ocazia de-a lungul vieții mele să citesc multe cărți materiale despre sfârșitul lumii. Să nu vă spun că în preajma Revoluției, când încă Uniunea Sovietică era la locul ei, o, ce interpretări apocaliptice am citit. Și citeam cărțile acelea, nu era Biblia, citeam cărțile acelea, încă cred că mai am ceva dintre ele, și eram uimit și ziceam extraordinar cum se derulează evenimentele. Vine Domnul, vine Ursul, vine nu mai știu cine și așa mai departe și toate se interpretează într-un fel sau altul. Însă, dragii mei, din păcate, toate acele predicții au rămas neîmplinite. Am avut predicatori, chiar predicatori români, care ne-au dat cu aproximație, chiar și anul l-au dat așa, dar s-au apropiat și de luna aceea în care vine Domnul. Și n-a venit Domnul, au trecut mulți ani de atunci. Pentru că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, dar are o îndelungă răbdare. Și Domnul nu vine după prorociile făcute de unii sau de alții. El vine după cele scrise aici. Iar înțelegerea celor scrise aici poate fi dată numai prin Duhul lui Dumnezeu. Așadar, sunt oameni care predică despre cea de-a doua venire și fac pe oameni să stea în așteptare și pe alții fac să nu mai aștepte tare, zicând, eu am auzit și predicatori de ăștia care zic așa, a, păi nu poate să fie chiar, de grabă nu -i. de grabă nu -i. Am auzit chiar aici în oraș predici de felul acesta. Vine Domnul, dar nu de grabă. Cartea asta zice altfel. Ei zic, nu de grabă, pentru că mai trebuie până vine să se construiască, să se facă și să se dragă. Cartea asta zice altfel. Vegheați că nu știți ziua și ceasul. Dragii mei, aș vrea astăzi să înțelegem un lucru pe care nu l-a spus un om, ci l-a spus Domnul. Vă rog să luați în considerare că ucenicii Domnului, când își exprimeau curiozitatea cu privire la zilele de pe urmă și ziceau, Doamne, în vremea de acum ai de gând să, acum instaurezi împărăția, când va fi? Și fiți atenți ce răspuns le-a dat Domnul, un răspuns care răsună peste viacuri și mă rog Domnului ca răspunsul Domnului să sfredelească urechile noastre și să sfredelească inima noastră și mintea noastră ca să fim pătrunși de acest răspuns al Domnului când ei au zis, Doamne, în vremea de acum, când va fi, cum va fi? El le-a răspuns, fapte 1 cu 7 și 8, el le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau sorocele. Mai citesc o dată. Nu este treaba voastră, frate predicator, nu este treaba voastră să știți vremurile sau sorocele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Și versetul 8. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului. Așadar, frații mei și surorile mele, ceea ce este important în viața de credință nu sunt vremurile sau sorocele ci ceea ce este important în viața de credință este să fim martori ai Lui Hristos. Să trăim în așa fel, să trăim pe stradă, să trăim la lucru, să trăim la școală, să trăim în afaceri, în vorbire, în gândire și în atitudini, încât să fim martori ai Lui Hristos. Asta ne cere nouă Domnul. Asta este prioritatea numărul unu. Vremurile și sorocele sunt priorități pentru Domnul. Pentru noi, prioritățile sunt mărturisirea lui Hristos prin trăirea noastră de fiecare zi. Mă voi întoarce la ceea ce a predicat fratele Liviu aici, dar înainte de a face asta, îngăduiți-mi să vă aduc aminte că prorociile acestea despre a doua venire a Domnului, aplicate la viața politică și istorică a lumii acesteia, nu fac decât pagubă lucrării lui Hristos. Și asistăm la prorocii discreditate. Spun prorociile, scripturii ajung să fie discreditate. De ce, dragii mei? Vă rog să nu uitați, prorociile despre viitor sunt parte din Scriptură. Domnul a lăsat prorocii despre viitor. Însă interpretarea lor greșită din dorința de senzațional, interpretarea greșită a acestor prorocii face pagube nespus de mari lucrării lui Dumnezeu. Am avut cândva în mână un document de 21 de pagini, era tabel, 21 de pagini, de prorocii legate de cea de-a doua venire a Domnului și predicții legate de cea de-a doua venire a Domnului. Imaginați-vă că am răsfoit 21 de pagini și am zis, Doamne, cât s-au înșelat oamenii de-a lungul istoriei. Și vai, toate acele prorocii au făcut atâtea pagube. Dacă citiți istoria Bisericii, nu vreau să numesc anumite grupări religioase, pentru că nu vreau să discreditez pe nimeni. Dar au fost oameni care și-au vândut de-a lungul viacurilor, și-au vândut averile, au lăsat totul, s-au îmbrăcat în haine albe și s-au dus și au stat pe muntele cu tare, că le-a spus lor predicatorul că atunci vine Domnul. Și au trebuit, după zile întregi, să se coboare plin de rușine jos de pe munte și să se întoarcă la ce? Dragii mei, de-a lungul vieții mele, în 1975 eram un copil acasă. Veneau în casa noastră, dacă mă trebuie să zic și nume, veneau martorii lui Jehova. Am avut rude care erau martorii lui Jehova și veneau la noi acasă și țin minte, știți cum e un copil în casă, părinții conversează cu unul cu altul și copilul aude, e foarte receptiv. Mă temeam, pentru că îi auzeam mereu, spuneau, 1975, până în toamnă vine Armagedonul, războiul Armagedonului vine, e gata, e așa și așa. Și trebuie să vă mărturisesc ca și copil, mă temeam, vine războiul Armagedonului. Și din 75 până acum am albit, fraților. N-a venit Armagedonul. Dar ascultați-mă bine, ce-a promis Domnul, se va împlini. Ce-au spus oamenii, nu se împlinește. Ce e omenesc, nu se împlinește. Dar ce-a spus Domnul, se va împlini. Eram la școală. Peste ocean. În, imediat după Revoluție. Atunci s-a produs războiul din Golf, Desert Storm era. Țin minte și atunci când America a declarat război, eram acolo printre americani, i-am auzit cum se rugau Domnului, n-au trecut 3-4 zile de la declarația de război și librăriile creștine au fost umplute cu o carte pe care o vedeam în librării, Saddam Hussein, Anticristul. Hop, l-au identificat pe Saddam Hussein împotriva cărora, căruia luptau americanii că el este anticristul și s-a rezolvat problema, vine capătul. Și s-a dus Saddam Hussein de multă vreme. A rămas doar istoria despre el. Și noi încă așteptăm pe Domnul. Dragii mei, Eram eu însumi într-o tabără de tineret, în taberele acestea Hristos pentru România, pe care le făceam undeva în anii 90, și un predicator invitat de noi acolo a venit așa foarte sigur cu ziarul în mână și a zis, gata, se construiește templul din Ierusalim, uitați-vă. uitați, -vă. uitați -vă. și ne-a dus un petec de ziar și ne-a spus, nu s-a construit templul. Dar ce fac toate aceste lucruri, dragii mei? Vreau să vă spun ceva. Toate acestea aduc câștig, nu Domnului. Cui credeți că aduc câștig prorociile acestea răstălmăcite de unii sau de alții? Știi cui aduc câștig? Deavolului. Pentru că deavolul e bucuros să vadă că se discreditează tot această treabă. Știți ce vor zice cei mai mulți oameni? Păi, atunci a zis că vine, atunci a zis că vine, atunci a zis că vine, n-a venit. Nu-l mai așteptăm pe Domnul. Frații mei și surorile mele, chemarea pe care o face Evanghelia între noi în această seară este aceasta. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iarăși va să vie în mărire ca să judece vii și morții și a lui împărăție nu va avea sfârșit. Dragii mei, când oamenii vor să se ocupe de vremuri și de soroace, despre care Domnul a spus să nu se ocupe, greșesc și duc pe mulți în rătăcire. Și atunci există prorocii discreditate. Oamenii ajung să nu mai creadă, să zică, păi a fost prorocia atunci, a fost atunci, a, a vorbit despre asta și fratele cutare și fratele cutare. Vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, nu lăsați ca aceste lucruri să vă smulgă din așteptare. Așteptarea celui neprihănit aduce bucurie. Dar ce așteaptă cel neprihănit? Dragii mei, zic încă o dată: Cartea Sfântă conține neafăgăduințe care ne spun că Domnul va veni. Când va veni? Nu știm, dar știm altceva. Știți ce știm? Pune-te rog pe ecran, Luca 12 cu 43. Haideți să citim toți cuvântul acesta cu voce tare. Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa, adică veghind. Scumpii mei, cât de aproape este sfârșitul tuturor lucrurilor? E cu o zi mai aproape decât a fost ieri. Asta știu și eu sigur. Despre asta vă prorocesc și eu. E cu o zi mai aproape decât a fost ieri. Domnul vine. Apoi, legat de sfârșitul vremurilor, există prorocii controversate. Nu doar prorocii discreditate, există prorocii controversate. Nu vedeți dumneavoastră. Unii spun arătarea Domnului va fi atunci, alții spun va fi atunci. Unii vin și spun poziționând în istorie și toți cu argumente biblice foarte serioase. Unii spun venirea Domnului va fi înainte de necazul cel mare, alții vin și spun că va fi la mijlocul necazului cel mare, alții spun Biserica trebuie să treacă prin necazul cel mare și va fi venirea după necazul cel mare. Și repet, fiecare dintre aceste poziții teologice are argumente biblice foarte serioase în apărarea lor. Și îmi pare ciudat să văd că sunt oameni atât de aroganți pe poziția lor, așa, încă stă, domnule, îți flutură Scriptura și zice, nu se poate, numai așa trebuie să fie. Frații mei, haideți să fim oameni smeriți și să zicem, Doamne, noi citim în Scriptură, noi vedem, dar noi cunoaștem în parte. Tu ești Cel ce le știi pe toate cu adevărat. Realitatea, dragii mei, este că noi oamenii suntem foarte limitați în cunoașterea noastră și în înțelegerea noastră și putem ști numai cât ne descoperă Dumnezeu. Aceste controverse și aceste poziții diferite ne obligă nu la altceva decât la smerenie, să zicem, Doamne, ajută-ne să fim gata. Atâta dispută, avem aici în Biblioteca Școlii Biblice, avem o carte așa groasă, cu pozițiile legate de cea de-a doua venire a Domnului. Dwight Pentecost este autorul cărții. E o carte groasă și prezintă biblic toate pozițiile acestea. Și fiecare dintre poziții, zic încă o dată, are argumentele ei. E ca și seculara dispută dintre arminianism și calvinism. Că și acolo, tot se zbat de-a lungul secolelor oamenii să zică cum e cu calvinismul are dreptate sau arminianismul are dreptate. Dragii mei, și unii și alții au argumente biblice. Lăsați-mă pe mine să zic, și una și alta sunt biblice. Și dacă nouă, ca oameni, ni se pare că s-ar contrazice cumva una cu alta, mintea noastră atâta poate. Dumnezeu, însă, este suprainteligent, nu este ca noi. Tocmai de aceea, dragii mei, aș vrea să înțelegem că, față în față, cu așteptarea Venirii lui Hristos, Putem vedea prorocii discreditate, putem vedea prorocii controversate, putem vedea prorocii amestecate, pentru că ce se întâmplă? Iau câte unii Scriptura și așa e de interesant. Știți dumneavoastră că despre cea de-a doua venire, de exemplu, așa cum este prezentată ea în Evanghelie, uneori Domnul vorbește despre nimicirea Ierusalimului, în anul 70, știți că a fost nimicirea Ierusalimului, vorbește despre nimicirea Ierusalimului cu aplicabilitate la cea de-a doua venire a Domnului. Și atunci îți trebuie Duhului Dumnezeu să-ți ajute să înțelegi ce face referire la nimicirea Ierusalimului și ce face referire la a doua venire a Domnului. Îți trebuie să ai Duhul lui Dumnezeu și călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Ei bine, unii interpreți ai Scripturii refuză cu să accepte că aceste argumente care pot fi repetabile în Scriptură fac mai dificilă înțelegerea vremurilor pentru noi oameni. Există pe de altă parte, un amestec în Scriptură între interpretarea literală și interpretarea simbolică. Știți dumneavoastră? că există interpretare simbolică și există interpretare literală. Și asta face dificil lucru. Ia ascultați niște versete din Apocalipsa, capitolul 9, 9 cu versetul 3, Apocalipsa 9 cu 3. Zice, din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o putere ca puterea pe care o au scorpiile pământului. Uitați-vă la versetul 7, tot de aici din Apocalipsa 9. Zice așa, Lăcustele acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă. Pe capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Fețele lor semănau cu niște fețe de oameni. Mă opresc cu citirea asta aici. Unii vorbesc despre ceva literal, alții vorbesc despre ceva simbolic, alții zic or fi lăcuste, alții zic or fi elicoptere de luptă, că și cu aripile deasupra și așa mai departe ascultați numai interpretări și găsiți tot ce vreți, e un spectru foarte larg. Un lucru prezentat clar și fără echivoc în Scriptură este acesta. Și ridic Cartea Sfântă în sus ca să-l zic. Domnul Iisus revine. Amin. Însă, dragii mei, privitor la interpretarea acestor evenimente finale, Cred că trebuie să dăm dovadă de smerenie. Trebuie să fim oameni smeriți. Știți, dumneavoastră, mă duc adesea și eu la conferințe, la lucruri de un fel sau altul și există sesiuni de întrebări și răspunsuri. Foarte multe întrebări vin așa. Ce părere aveți? Cum va fi răpirea? Ce părere aveți de evenimentele acestea? Se încadrează ele în Apocalipsa nu știu cât? Și trebuie să le spun cu. Tot respectul. Nu știu. Nu știu. Adică sunt lucruri care ne sunt descoperite și lucruri care nu ne sunt descoperite. Nu vedeți dumneavoastră prorocii discreditate? Când se discreditează prorociile, dă, dă câștig de cauză satanei. Apoi, sunt prorocii care sunt controversate și când ne certăm pe baza unor prorocii, câștigă tot satana. Sunt prorocii amestecate și dacă nu știm cum să separăm ceea ce e amestecat acolo, câștigă tot satana. Ei bine, dragii mei, haideți să înțelegem că sunt prorocii aplicate în Scriptură. Și mă rog Domnului să ne dea înțelepciune fiecăruia dintre noi. De ce ne sunt lăsate în Scriptură prorocii cu privire la sfârșit și la vremurile de pe urmă? tocmai pentru ceea ce predica fratele Liviu în această seară. Așteptarea celor neprihăniți aduce bucurie. Și ce înseamnă, dragii mei, lucrul acesta? Există o explicație, una pe care vreau să o dau aici fără teama de a greși. De data aceasta vă vorbesc despre vremurile de pe urmă, fără teama că voi greși. Frați și surori din Biserica Poarta Cerului, veniți să-L așteptăm pe Domnul. Aici nu greșim. Dacă L-așteptăm pe Domnul, când? Începând din seara asta să L-așteptăm pe Domnul. Oamenii lui Dumnezeu de-a lungul viacurilor, oamenii lui Dumnezeu, își puneau genunchiul seara, înainte de a se culca, înaintea Domnului, și ziceau așa, Doamne, dacă noaptea aceasta, va fi să vii, ajută-mă să fiu gata. Și când se trezeau dimineața și vedeau zorii zilei, se plecau iarăși înaintea Domnului și ziceau, Doamne, dacă astăzi este ziua, ajută-mă să fiu gata. Dragii mei, s-au împlinit prorociile despre, Mesirea, despre venirea lui Mesia pe pământ la Betleem în curând va fi iară sărbătoarea nașterii Mântuitorului, peste o lună de zile ne pregătim pentru asta. S-a împlinit prorocia cu exactitate. Dar vă rog, vă rog să înțelegeți bine. Așteptarea celor neprihăniți, A, dacă e să ne uităm ce să ia neprihăniți, dacă ar fi să ne uităm la asta, ce sunt neprihăniții? Sunt oameni care sunt în acord cu Domnul în toate lucrurile. Ei, așteptarea celor neprihăniți aduce bucurie, dar cum e așteptarea aceasta, dragii mei? Când aștepți pe Domnul, cauți să fii pregătit pentru venirea Lui. Singura noastră grijă, frații mei și surorile mele, trebuie să fie legată de această întrebare: Doamne, sunt eu gata? În cască, vii la noapte, Doamne, sunt eu gata? Când aștepți cu adevărat? ațintiți vă privirile în sus, de unde vine izbăvirea. Vă uitați mereu în sus și ziceți, Doamne, când vii? Și apoi, într-o așteptare sănătoasă, ești preocupat mereu să ai o bună relație cu cel pe care l-aștepți. Că degeaba vine el, dar tu nu ești împăcat cu el. Degeaba vine el, dar tu străiești viața departe de el. Degeaba știi că vine atunci sau vine atunci, dacă relația ta cu Domnul nu este ceea ce trebuie să fie. Scriptura ne spune în termeni foarte clari, e un verset care era pe peretele casei noastre, a casei în care am crescut. Amos 4, 12. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Dragii mei, asta trebuie să fie viața de credință, o viață de așteptare, dar o viață de pregătire permanentă pentru întâlnirea cu Domnul. Este mult mai sănătos pentru noi să fim în așteptare decât să ne concentrăm pe lucrurile grele din jurul nostru. Ascultați-mă. Ce va fi cu războiul din Ucraina? Nu știu. Ce se va întâmpla în Taiwan? Nu știu. Că va fi al treilea război mondial curând sau nu? Nu știu. Eu știu un lucru că noi, cei ce ne adunăm la poarta cerului, trebuie să ne pregătim să-L întâlnim pe Domnul. Și indiferent cum va fi și ce va fi, dacă vine Domnul în timpul vieții noastre slăvit să fie El, noi să fim gata. Dacă nu vine în timpul vieții noastre, noi să fim pregătiți în fiecare zi. De ce credeți că Domnul a zis că El poate să vină oricând? Am predicat când vă o predic aici despre venirea iminentă a Domnului. De ce credeți că venirea Domnului este iminentă? Nu ni s-a spus când, tocmai ca să fim pregătiți în orice vreme. Frații mei, zice 1 Tesaloniceni 1 cu 10 și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Să-L așteptați de stai în așteptarea Lui, te bizuiești pe El. Dacă trăiești pentru El și te pregătești pentru întâlnirea cu El, te așteaptă gloria, te așteaptă slava. Dragii mei, pregătirea pentru venirea Domnului Isus Hristos trebuie să fie o prioritate pentru fiecare dintre noi câteva versete, că suntem într-o seară de joi la studiu biblic. Pune pe ecran 1 Ioan, capitolul 3, versetele 2 și 3. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Prea iubiților, acum suntem copii ai Lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El se curățește, după cum El este curat. Cum trebuie să-L așteptăm pe Domnul? Căutând curăția, Doamne ajută-ne! 2 Petru 3, cu 11 și 12. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerește vor topi de mare căldură. Purtare sfântă și evlavioasă. Așa trebuie așteptat Domnul, dragii mei. Dragii mei, trebuie să fim preocupați de starea noastră sufletească, să fie în viața noastră sfințenie, să fie în viața noastră evlavia. Să fie în viața noastră curățirea, când ne murdărim, când ne murdărim umblând pe pământul acesta, să căutăm mereu curățirea. Cine are nădejde de aceasta se curățește. Asta trebuie să fie preocuparea noastră în ceea ce ne privește pe noi înșine. însă dragii mei, în așteptarea Domnului trebuie să fim și în slujire, să fim activi Uitați-vă în Matei la capitolul 24 cu versetele 45 și 46. Matei capitolul 24, versetele 45 și 46. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Sau uitați-vă în Luca 19 cu 13. A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli și le-a zis, puneți în negoți până mă voi întoarce. Asta trebuie să facem până se întoarce Domnul. O așteptare în curăție și o așteptare în activitate. Dar și o așteptare cu bucurie și cu nădejde. Zice în Tit, capitolul 2, cu versetul 13. Uitați-vă cum zice, așteptând fericita noastră nădejde, arătarea slavei Marlui nostru Dumnezeu și Mântuitor. Așteptând fericita noastră nădejde. Dragii mei, eram astăzi între niște oameni care nu-l cunoșteau pe Domnul. Erau mai mulți. Și am discutat și am încercat și eu să le spun că ne ducem așa ușor din viața aceasta și că trebuie să fim pregătiți. Și zicea unul despre ei, zicea, tatăl meu când se trezește dimineața, zicea, îi mulțumește lui Dumnezeu pentru fiecare zi și o face cu bucurie și se bucură de fiecare zi. Și am zis, așteptați vreo 20 de ani și veți face la fel, pentru că era omul mai tânăr. Dragii mei, realitatea este Că suntem chemați să întâmpinăm fiecare zi pe care o dă Domnul cu mulțumire și cu bucurie. Să zicem, Doamne, îți mulțumim că ne mai dai o zi de așteptare în care așteptăm cu bucurie. Scumpii mei, este o cântare, nu știu, eu sunt conectat la cântările vechi, iertați-mă, și la cele noi, dar la cele vechi sunt conectat. Pe astea le-am cântat când eram eu copil și când eram de vârsta voastră. Erau cântări cu un conținut foarte bogat, se cânta în casa noastră cântarea aceasta adesea. Și fiți atenți ce zicea, n-am să cânt, dar am să, să vă spun versurile cântării. Mai mult decât așteaptă străjerul dimineața, te așteaptă al meu suflet, Isus să-ți vadă fața. Cum soarele răsare și luminează întinsul, așa ne umpli viața, Isus, tu cuprinsul. Mai mult decât așteaptă un mugur primăvara, mai mult decât așteaptă în străinatul țara, mai mult decât așteaptă ogorul ploaia lină, dorim Iisuse fața și slava ta să vină mai mult decât așteaptă bolnavul vindecarea. Noi te așteptăm, Isuse, noi așteptăm, Isuse, în țara ta intrarea, mai mult decât așteaptă logodnica pe mire. Dorim a venirii în mărire. Asta înseamnă așteptare, dragii mei. Ce aștepți cel mai mult era o altă cântare veche, dar nu, n-am să cânt eu. Dar era cântarea aceea, îl țin minte pe fratele Codreanu, plin de entuziasm, cânta cântarea aceasta și era mișcată toată adunarea. Noi așteptăm pe Domnul Isus când vine. Noi așteptăm pe Domnul ce ne-a gătit locul și în mărire ne va duce. Frați și surori, așteptarea celui neprihănit aduce bucurie. Haideți să fim neprihăniții care îl așteptăm pe Domnul și să ne bucurăm într-o zi când va veni El și va zice veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția. Amin.